Au trecut 36 de zile de când a început războiul din Ucraina. Armata ucraineană se pregătește pentru noi lupte în est. Între timp, forțele ruse au început să se retragă din Cernobâl și de pe aeroportul din Gosmotel, a anunțat Pentagonul, în timp ce președintele Zelenski spune că nu crede în promisiunile Rusiei și că armata ucraineană se pregătește de noi lupte în estul țării. Moscova a anunțat o încetare a focului pentru evacuarea civililor din Mariupol. Continuă însă atacurile violente asupra altor zone ale Ucrainei. O jumătate din orașul ucrainean Irpin este distrusă, potrivit primarului. Acesta a făcut evaluarea într-o conferință de presă, spunând că 50% din oraș și infrastructura critică au fost distruse, iar molozul nu a fost îndepărtat încă. Urmele războiului se văd în marile orașe ale Ucrainei. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a afirmat că nu crede în promisiunile Rusiei de a își reduce activitatea militară și că armata sa se pregătește pentru noi lupte în estul țării.